noi suntem pregătiți pentru orice. O să ne mai aducem ceva jucători de valoare. Da. Sunt bani la voluntar dacă aducem jucători sunt. De valoare? Nu, nu. Noi luăm liber de contract, fără bani, dar vin foarte mulți jucători după mine. Sunt oameni de aici, pe arbitraj. Păi, dar mie când mi-a dat la Craiova 2 afară, cum a fost? Așa este. Iar, Tudor, iar Tudor, cine spune că Tudor nu e... Îmi pare rău de Petrolul, îmi pare rău de oamenii aceștia extraordinari, îmi pare rău de stadionul acesta extraordinar. Da. Bravo. Oamenii spun că dumneavoastră aveți o influență negativă pe acest final de campionat. De cum? Tâmpiții spun asta. Eu când am pierdut la Craiova mi-a dat doi afară. Mie îmi pare rău că Petrolul a pierdut și nu din cauza noastră va retrograda. Băi, cancerul, fotbalul! Dar acum să face bani, ce pot să spun? Poate la a doua fază se dă galben, dar în prima repriză cred că e un fault din punctul domnului Tudor de vedere. Nu ai cum să-ți protejezi mingea atâta timp cât nu te ajuți de braț. Dânsul mi-a zis să am grijă. Cred că de la bun început a văzut că, să zic așa, am jucat la limita regulamentului și dânsul a considerat că trebuie să intervină, ca de obicei. A influențat arbitrajul rezultatului? Păi dumneavoastră nu ați văzut meciul. Ce părere aveți? Eu vă întreb pe dumneavoastră. Dacă astăzi voluntariul trebuia să câștige, ar trebui tot să ne rupem legitimația. Au început să fie foarte multe probleme de arbitraj și leau? Nu știu, eu vorbesc doar ce... Care influențează până la urmă? Păi nu știu, noi suntem... Noi în momentul de față, cred că încercăm să jucăm doar pe teren, încercăm să acumulăm cât mai multe puncte și să jucăm până la urmă fotbal. Restul... Da, aveam un moral bun înainte, cred că și astăzi s-a văzut prin evoluția noastră, dar consider că cele două eliminări, nu știu, au de regla puțin joc. Da, lumea judecă pe Mitica Dragomir. Nu știu, eu nu vreau să vorbesc nici de Mitica Dragomir, eu vorbesc doar ce s-a întâmplat astăzi. Din punctul meu de vedere, poate greșesc, dar din ce am înțeles, se dădea cartonaș galben la săritura la cap, dar în niciun caz la primul galben care mi l-a acordat, cred că orice jucător își protejează mingea în felul ăla, nu am lovit, nu... Dar domnul Tudor știe mai bine. Ați zis că sunteți vânați? Nu știu dacă vânați, dar nu mi se pare normal o echipă de lângă București să fie arbitrată de un arbitru din București. Asta tot. Pentru mine chestia asta, nu știu. Aveți puterea să mergeți mai departe, având în vedere ce? Păi cred că astăzi s-a văzut că avem puterea, dar trebuie să fim lăsați să jucăm de cine trebuie. Nu știu dacă au ce să le reproșeze arbitrului. Penalti cred că e indiscutabil, al doilea galben la Astana și la Pulhac la fel. Nu știu dacă au ce să reproșeze arbitrajului. Și noi oricum am jucat etapele trecute și contra arbitrilor, dacă pot spune așa, când mi s-au refuzat penaltul și n-a mai făcut nimeni niciun scandal. Normal că o să țin cu Astra în lupta asta pentru câștigarea campionatului. Șanse au toate echipele din față. Mă gândesc aici și la Pandurii. Pentru că Astra cu Steaua sigur se vor bate la campionat. Cred că Pandurii și au șansa lor. Nu gândeam că ai prietenie și cu Mestoica și cu Marjun. Da, da. Da, dar nu pot să țin cu Steaua. Asta e situația. Eu țin cu cine vreau. Cred că Petrolul este foarte aproape de a retrograda, practic am scăpat de o echipă, chiar dacă mai au șanse din punct de vedere matematic, mi-e greu să cred că se vor salva. La gol te-ai bucurat ca un rapidist sau ca un jucător voluntar? Vă referi și la rivalitatea dintre Rapid și Petrolul? Nu, orice gol e foarte important. Nu e, păi,
fără rivalitatea asta, fără Rapid, Petrolul în prima ligă, fotbalul este mult mai sărac și e păcat ca o echipă precum Petrolul, mai sunt și altele în țară, să dispară pur și simplu, pentru că niște oameni nu sunt în stare să aibă grijă de niște echipe cu așa istorie în spate și tradiție.